Sucul de lămâie este ingredientul care schimbă complet gustul băuturii tale, dar care are și nenumărate beneficii asupra organismului. Această combinație spectaculoasă te poate ajuta să scapi de kilogramele în plus. Cafeaua și lămâia au fiecare efecte multiple pentru sănătate. Consumul celor două împreună îți poate aduce beneficii suplimentare, susțin specialiștii. Deși pare o combinație neobișnuită de gusturi, cele două se îmbină armonios și îți pot oferi o băutură cu totul nouă. În timp ce mulți cred că este o combinație complet neobișnuită, alții cred că beneficiile sale depășesc aroma puțin atipică pentru o cană obișnuită de cafea. Boabele de cafea conțin peste 1000 de compuși bioactivi, dar și cofeină și acidul clorogenic se remarcă datorită capacităților antioxidante. Cei doi compuși activează căi care protejează împotriva creșterii riscului de apariție a cancerului. În plus, consumul de cafea a fost asociat cu reducerea riscului de apariție a diabetului de tip 2, a bolilor de inimă și de ficat, precum și reducerea riscului de apariție a bolii Alzheimer. Cofeina este responsabilă pentru efectul de stimulare al energiei, în timp ce lămâia ajută în lupta împotriva radicalilor liberi. Cel mai mare beneficiu al cafelei cu suc de lămâie este acela că ajută la pierderea în greutate. Această băutură stimulează metabolismul și îmbunătățește digestia, motiv pentru care este încadrat pe lista de băuturi care te pot ajuta să slăbești. Mai mult, cofeina poate spori efectele exercițiilor fizice necesare pentru întărirea musculaturii și reducerea țesutului adipos. Specialiștii mai spun că această băutură ajută la reducerea durerilor de cap și a migrenelor. Relatează catine.ro.